Căderile masive de zăpadă au luat prin surprindere autoritățile din România aproape în fiecare iarnă. Pentru ca acest lucru să nu se întâmple la Giurgiu, serviciile locale au aprobat planul de intervenție pentru dezăpezirea străzilor și aleilor dintre blocuri pentru iarna 2013-2014. În acest sens, reprezentanții serviciilor locale și societăților însărcinate cu gestionarea lucrărilor de dezăpezire și combaterea poleiului s-au întâlnit în sala de consiliu a primăriei pentru a discuta despre aceste activități. Societatea Financiar Urban se declară pregătită să intervină cu personalul și utilajele din dotare. Mai mult, societatea dispune și de stocuri de material antiderapant rămase de anul trecut. La fel ca și anul trecut, suntem deja pregătiți cu toate utilajele, am făcut verificările de distribuire, avem așa cum am văzut astea ca așa și în dosar, tractoare cu plug, 4 la număr, tractoare cu remorcă pentru încărcarea de 32 la număr, un agrochipper cu două containere de 30 de metri cu fiecare pregătită tot pentru încărcarea și depozitarea zăpezii. Avem auto speciale de tip Unimog. Șoferii utilajelor de dezăpezire vor fi informați cu privire la amplasamentul noilor treceri de pietoni, pentru a evita avarierea lor. Totodată, pe străzile din municipiu vor acționa și utilajele ADPP-ului. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență sunt de asemenea pregătiți și pun accent pe verificarea și actualizarea fluxului informațional. În același timp, aceștia au subliniat importanța cooptării în planul de intervenție a Crucii Roșii Giurgiu, care este o forță în ceea ce privește situațiile de urgență. Discutăm de un plan întotdeauna poate fi modificat și să ajungem cel mai bun ca să putem să facem față și situațiilor reale. Aș pune prima dată accent pe fluxul informațional. Știți că pe perioada înzăpezirilor, la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, va fi vocea unică care va da către presă informații. Rugămintea mea că de la nivelul primăriei, prin acel ofițer de serviciu pe care îl aveți, punctual, toate problemele, locurile unde se lucrează, cu ce se lucrează, să fie transmise pentru a fi valorificată munca noastră, pentru că eu știu că e o muncă titanică și ar fi păcat să nu fie prinsă și în acele sinteze. Nu au fost uitați nici copiii sau bătrânii străzii. Aceștia vor fi preluați de ambulanțe, evaluați din punct de vedere medical și cazați în centrul pentru primiri în regim de urgență.